În ajun de Paște avem nu doar ouă, ci și cod roșu de bunătate. Zeci de voluntari au dat astăzi o lecție de altruism. Aceștia au dus puțină lumină în casele celor triști. Le-au alinat puțin durerile și singurătatea bătrânilor, care cu greu strâng un bănuț pentru o bucată de pâine. O fundație de caritate din capitală le-a oferit pachete cu produse alimentare, din care nu au lipsit ouăle roșii și cozonacul. Pentru că e pandemie, bătrânii nevoiași care veneau odată aici la cantina socială să-și încălzească inimile cu un prânz cald, acum nu o mai pot face. Aceștia însă așteaptă cu nerăbdare ca voluntarii să le ducă câte ceva de mâncare acasă. Așa că, în curând, aceste pachete cu produse alimentare și igienice vor ajunge la destinație. În jur de 150 de bătrâni nevoiași din capitală au fost surprinși plăcut astăzi de voluntari care le-au adus pungi cu produse de primă necesitate, dar și de igienă. Iar pentru că peste 3 zile sărbătorim Paștele, din colete nu au lipsit cozonacul și ouăle roșii. Bună ziua, domnul Vasile, noi suntem. V-am adus niște pachete pentru sărbătorile de Paște. Vă mulțumesc frumos! Hop, să mulțumesc ziua! Vă mulțumesc. Mai avem pești chimie și produse alimentare. Sunt cam în grele. Aha, vă mulțumesc frumos! Vasile Poștaru are 71 de ani și de ani buni deja trăiește singur. Mai are doi frați care îl ajută cu ce pot, spune el. În rest, a învățat să supraviețuiască din puținul pe care îl are. Nu știe cu cine va sărbători Paștele anul acesta, speră însă că îl va vizita cineva din rude. Cu cine veți sărbători Paștele anul acesta? Probabil o să întâi neamurile o să întâi. Da, mai aveți ceva produse în afară de astea pentru masa de sărbătoare? O să cumpărăm. Un surâs s-a așezat și pe chipul acestei femei când a văzut că cineva i-a pășit în o gradă astăzi. Iată, aici aveți pasca și ouăle pentru pămâni. Nu trebuie să lipsească. Mulțumesc! Cum are dat? Cum vă simțiți? Numele ei este Clara Macheieva și are 86 de ani. A fost profesoară de matematică și fizică, iar de mai bine de 20 de ani deja a învățat să trăiască singură. Tot ce și-a păstrat cel mai bine cu anii este optimismul și bunătatea. Câți ani aveți acum? Nu помню, не то 18, не то 19. Я где-то вычитала, мне очень понравилось. Еще, как говорит Кикабидзе, мои года, мое богатство. Fraza după care se conduce încă din clasa a doua este: bine faci, bine găsești. Rău faci, rău ai să găsești și viața ta. Va sărbători Paștele singură anul acesta pentru că e epidemie, spune ea, iar cei doi băieți pe care îi are nu vor putea veni acasă nici acum. Doi copii, da, unul în Rusie, da, altul acolo, la femeie lui trăiește și la femeie lui are mamă 90 și ceva de ani, tot nu poate să îmble unde vrea. Așa e viața. De 30 de ani e pensionară, iar prima pensie pe care a primit-o a fost de 9 lei, spune ea. Acum pensia ei nu ajunge la 2000 de lei, dar spune că așa cum este singură, economisește și încearcă să-și asigure măcar puținul de care are nevoie. De mâncat mi-ajunge, de mai mult. Voluntarii spun că dacă nu au de muncă acum, că este stare de urgență, măcar așa își mai ocupă timpul și fac câte un bine pentru cei nevoiași. Este o activitate care cumva te motivează și să ieși din casă și să faci ceva util. Și pe lângă asta, cei care au rămas fără job, cumva acum sunt așa într-o perioadă de așteptare. Și ca să nu stăm fără treabă, am zis să ne implicăm în așa activități. Și suntem o echipă destul de mare. Eu chiar m-am bucurat foarte mult că s-au adunat foarte mulți. Acum, înainte de Paște, am convenit să le acordăm câte un pachet consistent de produse alimentare, detergenți și tot ceea ce este necesar pentru ca ei să simtă această minune a sărbătorii și să simtă și grija societății față de ei în aceste clipe de mare cumpără. Pachetele sociale au fost oferite de Fundația de Caritate din capitală Regina Pacis, iar banii pentru produse au fost donați de o firmă din Olanda, dar și Italia.